Rezultatul? Domnul Băsescu, foarte supărat de la Bruxelles, a venit și a anunțat, citez aproape riguros, și am cerut guvernului să nu mai trimită pentru plăți la Bruxelles dosarele până în luna decembrie. Și vă întreb și pe dumneavoastră, poate nu mă pricep eu bine, dar vă întreb pe dumneavoastră. Și Olteni și Iuț la minte, dacă nu s-au suspendat plățile, dar eu, guvernul, spun, nu mai duc dosarele la plată la Bruxelles, dumneavoastră ce înțelegeți? Că s-au suspendat sau nu s-au suspendat? Că eu vorbesc de ce fac consiliile județene. Și ce fac consiliile județene? Iată, citez. Acest document s-a primit și la Consiliul Județean Dolj, și la Argeș, și la toate consiliile județene. Vă aducem la cunoștință modificările apărute cu privire la acordarea și cu recuperarea prefinanțării Ordinul 2359 din 26.07.2011, explicitat prin adresa AMEPOR, Programul Operațional Regional, numărul 60.516 din 10.08.2011, precum și precizările Ordonanței de Urgență numărul 66 pe 29.06.2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și sau fondurilor publice naționale aferente. Pentru proiectele care... Și ce spune în esență? Că prefinanțarea tranșa întâi depuse se vor autoriza în plan, plata în cuantum de 5% din valoarea eligibilă a proiectului, cu excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat, etc. În esență, acest document, pe care îl puteți verifica și la Consiliul Județene, suspendă toate plățile cu finanțare europeană pe un proiect pe care dumneavoastră l-ați văzut deja pâlpâind în toate județele. Infrastructură rutieră. Și acum consiliile județene, pe de o parte sunt arătate cu degetul de către doamna Udrea și de către domnul ministru Boc, cel pasionat de absorbția fondurilor europene, dar pe de altă parte, aceleași consiliile județene, în calitatea lor de cosemnatari și părți contractante în contractul dintre ei și constructori, nu mai au bani de plăți către agenții economici și firmele constructoare. Asta până în decembrie, dacă... Pentru că ei vor acum să verifice toate proiectele, repet, toate, nu au putut să clarifice situația pentru 64, dar vor să le verifice pe toate până în decembrie, situația cu dosarele care vor fi prezentate, și vă spun că acest lucru este de o gravitate extraordinară, pentru că omoară orice urmă de activitate în România. Până în decembrie situația se complică. Dosarele, dacă se va întâmpla în decembrie să se dea undă verde la reluarea plăților, situația cu proiectele în derulare va fi complet diferită în decembrie decât mai 2011. Regula de plată este plus 90 de la data depunerii dosarului, 90 de zile. Asta înseamnă că reluarea plăților pentru proiectele pe programul operațional regional infrastructură vor putea fi reluate cu optimism la finele lui martie. Ori aici consiliile județene sunt culpabile în fața instanței, față de constructori, că nu plătesc, dar sunt neputincioase pentru că n-au primit banii care trebuiau să vină din finanțarea europeană. Și chiar dacă la București va fi tentația să se spună ăia de la Bruxelles au hotărât-o, nu. E vorba de acte normative adoptate de către autorități publice românești care blochează definitiv aceste infrastructuri și nu se găsește o soluție ca măcar să exonereze consiliile județene de această responsabilitate de penalități, dar gândiți-vă la agenții economici care se vor confrunta cu acest blocaj care va dura cam un an de zile. Ce înseamnă asta? Aproape faliment. Iată deci despre ce vorbim. Aceasta este România. Și Comisia de Dezvoltare Regională, probabil, mai mult decât panicată, nu doar îngrijorată, dar domnul Barose spunea că Comisia Europeană este foarte îngrijorată de capacitatea de absorbție foarte scăzută. Citez din José Manuel Durão Barroso, președintele Comisiei Europene. It's highly concerned.
Este foarte preocupată, foarte îngrijorată. Dar Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European este de asemenea foarte îngrijorată de capacitatea de absorpție foarte scăzută din România și Bulgaria și există probabilitatea pregătirii unui raport special privind capacitatea de absorpție în România. Sigur, doamna Mudrea, în terapiile de grup de la PDL, ne vorbește despre cât de mult face acest minister pentru creșterea ratei de absorpție. Noi vorbim însă de cifre recunoscute de către Comisia Europeană, nu ale opoziției. Ultimul lucru, vine Comisia de Petiții în octombrie, noi vom discuta probabil, între altele, două mari petiții. Una referitoare la libertatea presei, o alta, Roșia Montană. De ce Roșia Montană? Și de ce spun acest lucru aici la Craiova? Craiova are o contribuție tragică la acest proiect. Nu vă vine să credeți, probabil, chiar dacă unii bănuiți. Comisia a primit o petiție referitoare la proiectul Roșia Montană și la impactul de mediu pe care l-ar avea acest proiect. Această comisie de petiții va discuta la începutul toamnei, probabil în septembrie, în procedură de urgență, proiectul Roșia Montană. De ce este îngrijorată Comisia de Petiții în legătură cu proiectul Roșia Montană? Dar mai întâi, de ce spun la Craiova acest lucru? Pentru că un produs politic de marcă al Craiovei, domnul Radu Berceanu, este nu doar ministrul care a semnat acest contract. Îmi amintesc cu exactitate, eram la PD în momentul acela ca președinte al Comisiei de Politică Externă când am fost convocați de către liderul grupului parlamentar de atunci PD din Camera Deputaților și un grup de prieteni cu domnul Radu Berceanu în frunte ne-au introdus Gabriel Resources, tocmai firma care avea să câștige acest proiect. Domnul Radu Berceanu a fost personal implicat în invitarea lui Gabriel Resources să explice grupului PD din Camera Deputaților despre binefacerile acestui proiect pentru România. Ori, prieteni, acolo vorbim de două dimensiuni. Una economică. Despre ce economic? Eu nu sunt economist, dar vă invit pe dumneavoastră să realizați cât e de profitabil pentru România să vinzi pentru o redevență de 4%, care se duce la buget, nu în aur, deci nu 4% din producția de aur, cum spune domnul președinte al nostru Băsescu. Nu! Redevența e în RON și se plătește la buget. Domnul Băsescu zice că vrea să o ducă rezerva la 200 de tone, rezerva băncii centrale, și că aurul ăsta va veni tocmai de la Gold Corporation. Complet fals și mincinos, Banca Națională poate cumpăra, ca să citesc din directorul general al Gold Corporation, de pe bursă, adică la prețul pieței. Despre ce vorbim? 300 de tone de aur și 1700 de tone de argint. Faceți dumneavoastră la prețul de astăzi al uncii de aur, cam 1800 de dolari și 1000 de dolari uncia de argint și vedeți ce ghișeft, ce afacere teribilă reușește România. Ultimul mare zăcământ de aur din Europa și ultima mare resursă pe care această țară o mai are va fi dată pe nimic. Ni se spune 4 miliarde de dolari, de euro, valoarea totală a acestui proiect. Oameni buni, dacă punem cifrele, veți vedea că între cifra reală a proiectului și cu ce se alege România, România se alege ca de obicei cu praful după tomă. Dar asta e partea economică. Deci ce spune domnul Băsescu? Cu 200 de tone rezerva de aur e fals și mincinos. Doar dacă domnul Băsescu vrea să-și angajeze de pe acum pentru Gold Corporation, România ca și client stabil pe o perioadă lungă de timp, să-i cumpărăm aurul nostru de la ei pentru a atinge volumul de 200 de tone. Ar fi cinic dacă nu masochist. Partea de mediu, însă, pentru că în povestea aceasta noi avem o privatizare a beneficiilor, ca de obicei, și o socializare a costurilor sociale și de mediu. Ce înseamnă acest proiect? Înseamnă excavarea a patru munți până la adâncimea de circa 400 de metri,
cu un diametru, un crater de 8 km. Cât are Craiova diametru? N-aveți idee. E, faceți și dumneavoastră un joc de imaginație. 8 km un crater care va fi excavat până la adâncimea de 400 de metri. 2. Deșeurile ca urmare a exploatării cu cianuri a zăcământului aurifer și argentifer vor fi depozitate într-un baraj cu 200 de metri înălțime la coronament, care va stoca 200 de milioane de tone de reziduri de cianuri. Repet, 200 de milioane de tone. Pentru cât timp? Pentru totdeauna. Păi, cum pentru totdeauna? Cianurile nu sunt biodegradabile. Ele vor rămâne acolo cât vor rămâne apusenii. Și bun, dacă se întâmplă o catastrofă, un asemenea baraj, dacă se produce o catastrofă, fie un act terorist, fie război, fie alunecări, o fisurare, o catastrofă tehnică, cum s-a întâmplat la usina de aluminiu din Ungaria, cel mai apropiat oraș e la 2 km în aval. 2 km. România ar trebui să aibă grijă de acest baraj pentru eternitate, cu fabuloasa sumă prevăzută în proiect de circa 120 de milioane de dolari. Repet, pentru totdeauna. Cât costă să construiești un baraj? Cât costă să-l menții cu mijloace satelitare, să faci măsurătorile de acuratețe? De aceea Comisia de Petiții este alertată și va veni să discute cu petiționarii despre riscurile de mediu, pentru că acest proiect se opune inclusiv rezoluției adoptate cu o mare majoritate în Parlamentul European anul trecut și despre care domnul Băsescu, un fan declarat de altfel al proiectului, față de lașii de politicieni din alte părți, eu personal, dacă mă întrebați pe mine, mă opun acestui proiect și mă opun lui din motive de mediu și din motive economice. Și voi face tot ce depinde de mine și de grupul meu și ce voi mai putea mobiliza ca acest proiect să nu se întâmple. Aurul apusenilor și aurul României nu sunt în niciun fel nici proprietatea domnului Traian Băsescu, nici a ardeleanului Emil Boc și nici a PDL-ului. Chiar dacă PDL-ul e nașul acestei afaceri. Parlamentarii europeni nu au votat împotriva folosirii cianurilor în Parlamentul European? Nu ai noștri. Cu excepția alor noștri, pedeliști, ceilalți au votat împotriva. Inclusiv un număr important din PPE, exceptându-i pe ai noștri. De ce? Întrebați PDL-ul. Prietenii spun de ce. Mă referam la o reclamă de bere, nu la Roșia Montană. Deci acesta e un subiect. Alte subiecte vă definitivăm împreună agenda până la momentul venit. Acum sunt al dumneavoastră pentru întrebări și m-am și pregătit să dau o răbdare.